bracelet this time. Like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Și bine ați venit sau revenit la un nou clip aici la mine pe canal. Astăzi am iarăși un clip deosebit, deoarece am un nou pachet parfumat. Am împrumutat termenul de pachet parfumat de la Luminița, Te pup Luminița. Da, astăzi am un nou pachet de la un om frumos. Am un nou pachet de la o fată drăguță dintre voi, care atunci când dorește ca eu să testez ceva și să recenzez ceva, trimite. Îi mulțumesc din suflet, știe că îi mulțumesc și tot timpul îi dau feedback. De data asta nu mai am emoții chiar atât de mari, pentru că știu ce se află înăuntru și pentru că relativ aș putea să zic că m-am obișnuit. Am început să vorbesc mai mult cu ea și am început să mă obișnuiesc cu felul ăsta lui burdalnic de a fi. Așa că astăzi am un nou colet, pentru că eu sunt în nou shopping, adică nu mai cumpăr lucruri doar ca să le testez. Ea s-a gândit să-mi trimită din nou un colet parfumat și să-mi facă ziua mai bună și să ajute și buza să-și revină mai repede. Așa că, da, este tot un colet de la Notino. N-o să spun de la cine este coletul, pentru că nu vrea acest lucru. Este un nou colet de la Notino, în care avem numai bunătăți. Am și cater de data asta. Și trecem la a dezboxa, despacheta acest colet tare, tare drăguț. Sunt 3 parfumuri, 2 de 20 de mililitri și unul de 50. Doar că de data asta v-am zis, nu mai este chiar o surpriză, pentru că știu ce se află înăuntru, dar tot mă bucur enorm. Ok, hai să le scot așa și să dau eu cutia într-o parte. Nu ne-am mai pus nicio miniatură, dragii de ei. Și avem aici pachetelul mai micuț. Eu mă tot uit după miniaturi, că de la Notino de obicei mai pică câte o miniatură ceva. Doamne, cât de drăguț e! E super drăguț! Și avem un set cu 2 parfumuri de la Chloe. Dragilor și dragilor, brandul, pentru că are și accent pe E, se pronunță Chloe, nu Chloe. Mi-a rămas și mie în reflex Chloe, pentru că tot aud pe YouTube Chloe, dar brandul este Chloe, nu este Chloe. Și avem un set cu le mini Chloe, așa, mini Chloe, așa se numesc, 2 ape de parfum de 20 de mililitri, Chloe Classic și Chloe Nomad. Hai să și vedem. Mi-am desfundat și nasul, pentru că trebuie, domnule, trebuie. Mi-a trimis aici parfumuri spre care eu nu m-aș fi îndreptat, pentru că are și o strategie. M-a întrebat ce parfumuri mai ai pe wishlist într-o seară, i-am zis, și pe urmă mi-a zis că a mai plasat o comandă, de aceea am luat ceva ce nu aveai pe wishlist ca să testezi. Și atunci am zis, ok, no problem, it's perfect, pentru că avem material de testat. De data asta, știind la ce să mă aștept, mi-am făcut relativ și notițele. Pe unul dintre ele l-am mai testat. Da, gogul ăsta, dar cine nu vrea să iasă afară și mă enervează grav. Hai, mă! Și avem Nomad. Ce credeți? O cutie într-o altă cutie. Ia! Așa că bate și lumina. Avem Nomad, îl lăsăm după, pentru că întâi vreau să testez Chloe apa de parfum. Am făcut harcea-parcea cutia asta. Asta va merge la gunoi, dar văd că trag cutiuțele astea micuțe.
Și avem Chloe apa de parfum. Și îmi zice aici că not for individual sale. Și acum mai desfacem o țiclă, că n-aveam destule țicle. Nu? Păi da. Hai că vedem. Sunt tare curioasă cum arată sticla asta mică. Sunt mega exciting. Hai să vedem. Oh, how cute is this? Look at this beauty. Doamne, e atât de frumoasă sticla. E superbă sticla. E superbă, superbă. Mă bucur că n-are partea aia de metal pe care eu o urăsc, pentru că aia se face urâtă. Și o să-l dau aici pe mână. Focusul a plecat, că de ce n-ar pleca? Hai să vedem. Am dat un puf. Doamne, dar sticluța e ceva. Ceva, ceva. Doamne, îmi place. Să vă zic un lucru. Dacă știți ceva despre mine, este că nu-mi plac trandafirii. Iar ăsta are foarte mulți trandafiri. Chloe, apa de parfum. Dar mi se pare un trandafir spre verde, un trandafir tânăr, așa. Foarte frumos este. Sunt un trandafir tânăr, un pic de bujor, niște flori ușor, ușor pudrate, cu un iz foarte, foarte subtil pudrat, nu mult. Dar e un parfum așa de primăvară pe care o avem astăzi în București. Doamne, cât de frumos e. E foarte frumos. Nu mă așteptam să-mi placă ăsta, nu mă așteptam să-mi placă, aveam emoții la el pentru că are trandafir. Dar e un trandafir așa verde și frumos. Mă refer la un trandafir verde, adică un trandafir tânăr. Nu e trandafirul ăla dulce, de leșină, de te dai pe spate. E un trandafir curat. Tânăr, un trandafir așa în rouă, parcă și vezi roua cum curge pe el. Doamne, miroase foarte bine, îmi place. E un trandafir curățel, așa, nu e săpunos. E un trandafir tânăr, curățel, ușor dulceac de la bujor. Are ca și acorduri floral trandafir proaspăt și fructat. Este lansat în anul 2008, creat de Amandine, Clerc, Marie și Michel Almerach și are notele de vârf, bujor, licii și freze. Cred că de la licii și de la freze se simte așa proaspăt. Are apoi trandafir, lăcrămioare și magnolie, iar în bază are cedru de Virginia și ambră. Dar îmi place, e un trandafir ușor, diafan, așa, nu e greu, e un trandafir diafan, vesel, mă face să râd, așa. Nu știu cum să vă explic senzația pe care mi-a dat atunci când îl miros. E și un bujor tânăr, la fel, un bujor din ăla roz, cărnos. E și un pic apos de la licii. Deci, da, aparent îmi place și Chloe de parfum. Cutia se va păstra, scriu pe cutie de la cine e, ca de obicei, dar cred că va fi terminat foarte repede ăsta, pentru că îmi place foarte mult. Următorul parfum este Nomad. Nomad pe care eu l-am mai testat, stai să-l scot. Nomad pe care eu l-am mai testat într-un decant de la Luminița Avram și care știu că îmi place, mi-l doream, dar, again, n-am spus nimănui asta. Parcă doar Luminița știa că îl vreau. Doamne, uitați-vă voi aici, câtă iubibiloșenie! Deci uitați-vă voi, câtă frumusețe, cât de adorabil să fii, mă. Cât de adorabil, vai, e frumos rău. Foarte frumoasă sticla, hai să vedem și parfumul.
un puf momentan. Ah, oleu. Asta e un parfum de primăvară, de toamnă. E și proaspăt și lemnos și ușor floral. E și un pic pământiu, un pic un pic mentolat așa. E și pudrat. Da, miroase foarte, foarte bine. Hai să vedem ce ne zice fragrantica și eu îl mai miros între timp. La acorduri este lemnos, cetric, fructat, lichen, pământiu, floral, dulce, pudrat, cal, condimentat și ambrat. Este un șipr floral. Și pot să-mi dau seama de ce e șipr, că are o adâncime anume. Lansat în 2018, creatorul acestui parfum este Quentin Bish. Iar parfumul se deschide cu corcodușe, bergamot, lămâie și portocală. Și o combinație foarte mișto pentru că îți dă senzația de citrice cu un fruct ușor tare, așa crisp. Îi dă textură cumva de la corcodușele alea și îl fac și proaspăt. În notele de mijloc avem freze, piersică, iasomin și trandafir. Îmi place și iasomia și piersica și frezia. Nu simt deloc trandafirul. Iar în bază avem lichen, lemn ambrat, patchouli, musc alb și lemn de santal. Pe mine nota de patchouli mi-a spus că miroase un pic mentolat. Și așa îl simt și pe ăsta, un pic mentolat. Doamne, îmi plac amândouă. Deci, cel mai probabil, ăsta merge, din punctul meu de vedere, primăvara și vara, chiar cu rochițe, flu-flu. Ăsta merge și primăvara, dar ar merge bine și toamna, că e ușor mentolat de la paciulică ăla, așa se simte pe mine, e și lemnos, și ambrat, și are și adâncime de la lichen. E și ușor pudrat și îmi dă și ăsta un iz ușor de piele întoarsă, nu știu de ce, dar îmi plac amândouă, uite așa arată. Sunt absolut de divine. Și trecem la minunația asta, de care sunt foarte, foarte curioasă. Hai să vedem. Și avem aici Girl of Now de la Elisab. Avem un lapte de corp de 75 de ml și un eau de parfum de 50 de ml. Deci pe Nomad îl ador, știam că îl ador. Și Chloe simplu e super mișto. Nu credeam că o să-mi placă un trandafir atât de tare, dar uite că îmi place. Chiar îmi place, adică ea știe foarte bine și mi-a și spus când mi-a trimis celelalte parfumuri, în cazul în care nu îmi plac, să spun. Dacă nu mi-ar fi plăcut unul din ele, aș fi spus. Dar îmi place și trandafirul ăsta, pentru că este un trandafir proaspăt, iar Nomad, cel puțin, l-am mai mirosit, îl știu, este absolut divin. Acum se duce foarte mult în zona aia lemnoasă. Uite așa arată. Și astea, nu o să scot momentan crema de corp, o să mă bat să scot parfumul, da, aici e așa, pentru că, na, mă enervează cutiile astea că ies parfumurile greu. Așa arată și sticluța de la Elisab Girl of Now. Și la ăsta am emoții, tăticule, dar n-ai idee. Hai să vedem. Unde îl dăm, mă? Îl dăm aici. Am dat un puf. Așteptăm un pic. Aleluia! Deci, parfumul îmi place.
Are un iz ușor mentolat înțepător. Cred că și de asta nu m-am dus spre el până acum. Adică l-aveam pe wishlist, nu mă înțelegeți greșit, îmi place. Dar nu era un must have. Pentru că țineam eu bine în minte că pe mine are o deschidere ușor mentolată înțepătoare. E... Nu pot să zic neapărat că e foarte gurmand, că nu mi se pare deloc foarte gurmand. Poate se mai îndulcește pe parcurs. Da, uite, acum se duce din nota mentolată înțepătoare. Dar nu știu să pun mâna pe ceva și să vă zic simt X sau simt Y. Nu știu ce simt. E foarte interesant. E foarte interesant pentru că are deschiderea mentolată, ușor înțepătoare și știu sigur că are fistic prăjit în compoziție și este fix între notele de vârf. Posibil să fie nota aia pe mine. Acum că se mai așează, se mai îndulcește un pic. Hai să-l mai lăsăm un pic. Și să-l și căutăm pe Fragrantica. Ia uite ce scriam. Girl of Now. De la Elisa. El are în note migdale, în acorduri migdale, dulce, nuci, fructat, lemnos, citric, ambrat, vanilie, floral, befloral. Este un ambră floral de damă, adică un oriental floral în zona aia, lansat în 2017, creat de Dominique Ropion și Sophie Labbé, presupun, iar în notele de vârf avem fistic, pară și mandarină. Cred că nota aia de fistic se simte așa înțepătoare pe mine. Că pară îmi place, mandarină... Uite, acum îmi las apă în gură, nu știu de la ce e ciudat. În notele de mijloc are migdale, floare de portocal și magnolie și în continuare, cu cât îmi vine mai mult miros de la el, cu atât mai mult îmi las apă în gură. Nu înțeleg de ce am reflexul ăsta, dar mă rog. Iar în notele de bază avem lapte de migdale, boabe, tonka, cașmeran și patchouli. Deci da, e posibil ca nota aia înțepătoare pe care eu o simt în deschidere să fie nota de fistic prăjit. Și cred că da, aia e nota aia mentolată, destul de țipătoare, așa, destul de astringentă pe mine. Dar apoi se așează și se îndulcește un pic, doar că momentan nu s-a dus într-o sferă foarte gurmandă și foarte dulce. Oricum, migdalele în general dau un dau un iz dulce amărui. Nu sunt foarte dulci. Uite că acum s-a așezat și încep să simt migdale, floare de portocal. Nu detectez magnolie. E foarte interesant. Ok, hai să-l mai lăsăm un pic, că momentan mi s-a dus în nas absolut totul. Sunt până în vârful creierilor. Dar nu că e interesant, de plăcut îmi place. Dar mă intrigă nota aia de la început, nota aia astringentă, așa. Nota aia care pe mine miroase ușor înțepător, mă tot intrigă chestia asta. Acum când se așează, se îndulcește, dă spre o migdală ușor dulce amărâie. Momentan e frumos. Și hai să revenim un pic la ele. Chloe, Eau de Parfum, un trandafir proaspăt, tânăr, de primăvară. De primăvară, de vară, că nu te omoară, nu te sufocă, nu te sugrumă, nu te nimic. E un trandafir suportabil, cu o notă de bujor, e și proaspăt. Și îmi place foarte mult, nu mă așteptam să-mi placă atât de mult un trandafir, dar îmi place.
Un trandafir foarte plăcut, așa, proaspăt. Un trandafir care are și frunze. E băgat cu tot cu frunze în parfum, așa. Apoi, Nomad. Nomad. Ăsta s-a dus deja într-o zonă lemnoasă, ambrată. Ușor spicy, cu un pic de patchouli. Pot să simt și patchouli. Dar îmi place foarte mult și Nomad. Girl of Now, în schimb. Acum simt migdala dulce și amăruie. Încep să simt un pic din florile alea. Încep să simt și zuvanilat de la Tonka, dar mă intriga atât de tare deschiderea aia. Deschiderea aia care e pe mine, pe pielea mea, este o deschidere foarte înțepătoare, care se duce așa până în vârful creierilor. Dar după ce se liniștește parfumul, e frumos, se liniștește frumos, se duce deschiderea aia care te lovește pixul în moalele capului. Cred că de la fistic, e combinația între fistic, mandarină și pară. Dar apoi se liniștește, se liniștește frumos într-o migdală, dulce, amărui, așa. Cu un pic de flori, încep să simt și un pic de iz vanila de la Tonka. Clar trebuie să mă joc cu el. Ăsta este un parfum pe care posibil să nu îl placeți din prima. Nu pot să zic că îmi place 100%, nu pot să zic că e genul meu de parfum 100%, dar ăsta nu va pleca nicăieri din colecția mea, pentru că este un parfum primit și menționez încă o dată că toate parfumurile primite de la voi nu pleacă nicăieri. Rămân la mine, chit că mi se potrivește 100%, chit că nu, rămân la mine pentru că mă mai joc cu ele, le mai testez, nu pleacă nimic de la mine până nu ajung în punctul să zic, bă, cu ăsta nu pot și îl țin ori de amintire, ori așa, dar după ce se liniștește e frumos. Pe mine deschiderea aia mentolată mă zgârie un pic în spatele creierilor, nu-mi place deschiderea. Adică mă așteptam, pentru că toată lumea descrie Elisab Girl of Now, cum au făcut și cu Zadighem Voltaire de m-au căpiat și am o treabă care nu stă pe creier. Fraților, Zadighem Voltaire This Is Her nu este gurmand. Punct. Dacă vouă vă dă la nas gurmand, ok, menționați faptul că vouă vi se pare gurmand. Nu este deloc gurmand. Elisab Girl of Now, în schimb, la fel este descris ca un gurmand, un dulce de teleșină, nu e. O să las într-adevăr apă în cură, dar nu e nici dulce de teleșină, pentru că migdala nu e dulce. Este, migdala are un gust și un miros ușor amărui dulceac, ca sâmburele de caisă. Duce spre zona aia, eu beau foarte des de la Starbucks latte macchiato cu esență de migdale pentru că îmi place. Deschiderea aia de fistic, pe mine cel puțin este o deschidere foarte mentolată, foarte tare, bruscă, te minundă nările și creierii, după care parfumul se liniștește frumos. Se lasă frumos pe piele, se așează. Momentan nu duce în ceva gurmand. Nu aș ști să vă asemăn cu ceva, să zic, miroase nu știu ce prăjitură. Nu mi se pare. Miroase un pic a sâmbure de caisă. Știți când spargeți sâmburii de caisă și le mâncați în mijloc, ăla care are, îmi plouă în gură, este ușor dulce amărui, cam aia e senzația. Dar are deschiderea aia foarte mentolată și crisp și puternică care te lovește, după care el se așează. Când se așează, e frumos, îmi place. Nu pot să zic că sunt obișnuită cu el 100% și nu e love at first sniff ca la astea două, adică dragoste la prima mirosire cum este la astea două. Ăsta chiar dacă are trandafir, e un trandafir plăcut. Ăsta e plăcut pentru că îl știu și e plăcut și e acrișor așa. În schimb, la ăsta nu-mi place deschiderea, pentru mine e too much deschiderea. Dar cu siguranță dacă mă joc cu el și îl port și îl port în anumite zile, când mă simt eu, nu știu, mai bine și așa, cu siguranță mă voi obișnui cu el. Nu vă faceți iluzii că ele nu vor pleca de la mine, vor fi folosite. În cel mai rău caz,
Pentru că mirosul este unul strong, crema de corp o să o fac cadou, pentru că am deja foarte multe creme de corp. Crema de corp o să o fac cadou și știu și cui, pentru că are parfumul pe wishlist și vreau să-i dau ocazia să testeze măcar crema de corp, să se obișnuiască cu mirosul, să vadă dacă îi place. Parfumul rămâne la mine clar. Nu pot să zic că este dragoste la prima miroșire, pentru că mie nu-mi place deschiderea, dar îmi place cum se usucă. Îmi place cum se usucă, parfumul e, dar are deschiderea mentolată. Dar, per total, parfumul este foarte frumos. Are un miros foarte frumos. E potrivit toamnă-iarnă. Pe mine nu e extrem de dulceag. Dar e un parfum tare și cred că necesită timp de acomodare, nota de fistic. Dacă nu sunteți neapărat iubitoare al mirosului de fistic prăjit, există posibilitatea să vă deranjeze un pic. Nu mult, dar un pic. După ce se duce deschiderea aia, rămâi cu o migdală, dulce amăruie, vanilată un pic, mai vin și florile. E frumos, e foarte frumos, doar că trebuie să mă obișnuiesc eu cu deschiderea ca la Angel. Țineți minte că am vrut să-l arunc pe geam și nu l-am aruncat? Cam în acea situație este și Elisab Girl of Now. Nu e dragoste la prima mirosire, dar e un parfum cu care mă pot obișnui, diferit de stilul meu, dar care mă intrigă în același timp. Deci cu siguranță va rămâne în colecția mea, toate rămân în colecția mea. Cam asta este părerea mea despre ele. Mulțumesc din suflet încă o dată că mi le-ai trimis. Știi că nu trebuie să te deranjezi și că nu trebuia. Am înțeles că este plăcerea ta și tocmai de-aia mă și bucur așa de ele. Îmi plac. Girl of Now, totuși, nu e fix stilul meu, dar îmi place dry down-ului. Deci mă pot obișnui și cu deschiderea aia de fistic pe măsură ce îl port. Nu l-aș fi cumpărat dacă l-aș fi mirosit în magazin, nu m-aș fi dus spre el. Și acum că am mirosit deschiderea, țin minte că l-am mirosit odată și mi-a ajuns, practic. Dar nu i-a mai dat șanse de atunci, cred că de-aia nici nu-l mai țin aminte. E un parfum cu care te poți obișnui, doar că încercați să diminuați descrierile persoanelor de pe YouTube, pentru că am văzut și la Girl of Now descrieri că e gurmand, că leșin după el, că e dulce de te omoară, nu e. E un dulce migdalat. Dacă ați mirosit esență de migdale, cam așa miroase în așezare, când se așează parfumul. Iar în momentul în care se deschide, este o notă ușor mentolată, înțepătoare, cred că de la fistic. Le mai testez și revin oricum cu impresii în capturi parfumate. Ăsta a fost clipul de astăzi. Îți mulțumesc și ție încă o dată că mi l-ai trimis. Mă bucur mult că am avut ocazia să-l încerc și o să mă bucur de ele. Nu uitați că pe mine mă găsiți și pe Instagram cu ID-ul Coffee & Parfum. Vi-l las în bara cu descrieri. O prietenă drăguță și simpatică și care mie mi-este foarte, foarte dragă și a deschis și ea o pagină de YouTube care se numește Insta Parfumată. O să vă las și pe aceea în descrierea acestui clip. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să-i dai un like. Dacă nu te-ai abonat până acum la acest canal, nu uita să o faci. Iar noi ne revedem cu mult, mult drag la următorul clip. V-am pupat, pa!